Bună, bine te-am găsit! Daniela Simulescu aici. A venit momentul să discutăm despre tranzitul lui Marte prin semnul Săgetătorului. Nu e un, de obicei, Marte în Săgetător, se întâmplă o dată la 2 ani, nu este ceva așa special. Doar că, date fiind condițiile, dat fiind contextul actual din lume, m-am gândit că este momentul să vorbesc despre acest tranzit, da? De ce oare? Păi hai să ne amintim puțin cine este Marte. Marte îl reprezintă pe Ares din mitologie, da? Care era cine? Zeul războiului. Era zeul luptei, al curajului, al forței, al inițiativei, al motivației, al pasiunii, al sexualității, dar și al furiei și al agresivității. Da. Cine este semnul, arhetipul Săgetătorului? Este cel al deschiderii, cel al noilor orizonturi, cel al optimismului, cel al păcii, cel al corectitudinii, da? al lucrurilor elevate, așa, al Săgetătorului tot timpul își dorește un nivel superior. Da? E bine, când Marte tranzitează semnul Săgetătorului, cu ce avem de-a face? Avem de-a face cu soldați pentru pace, cu luptători pentru pace. Doar că țineți cont de un lucru. Un Marte Săgetător nu luptă pentru pace de dragul de a lupta pentru pace. Are întotdeauna un interes personal, sau poate cine știe ce alt interes mai e pe acolo, da? Cu alte cuvinte, dat fiind contextul actual politic din lume, să știți că pe acest tranzit se vor duce foarte multe tratative și vor apărea tot felul de lideri internaționali care se vor oferi să fie ei cei care se împace taberele, da? Cred că vom auzi foarte multe și de discuții legate de zona asta religioasă, pentru că semnul Săgetătorului are foarte multe implicații spirituale și religioase. De altfel, dacă stau să mă gândesc la Marte în Săgetător, îmi vine așa aminte un preot care merge să negocieze, care merge cu diplomații, merge cu ambasadorii, merge cu șefii statelor și încearcă să găsească o soluție să fie bine tuturor, dar să fie bine tuturor, v-am spus, nu neapărat doar de dragul de a fi bine tuturor. Da? Și din câte țin eu minte, câțiva lideri importanți din această lume au parte de Marte în Săgetător în harta lor, să ne aducem aminte de Putin. În harta lui Marte este în Săgetător și mi-aduc aminte de cineva, de Erdogan, președintele Turciei, cum de altfel este destul de implicat pe scena politică, nu doar de acum, ci de ceva timp încearcă el să împace anumite tabere, încearcă să negocieze, încearcă să găsească un tărâm pe care să vină toată lumea și să se discute, să se negocieze, să se ajungă la un numitor comun, să zicem așa. Deci, iată, la nivel mondial, vom avea aceste tendințe destul de serioase. E, am uitat să vă spun, Marte intră în Săgetător pe 24 noiembrie și va sta acolo până pe 4 ianuarie. Timp suficient să ne dea bătăi de inimă, să ne facă să sperăm, să ne facă să ne imaginăm, să ne facă să avem încredere și să credem, Doamne, că Doamne, Doamne, poate, 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 poate. Bun. Dacă noi nu știm ce se întâmplă în spatele acelor negocieri, noi credem că oamenii au intenții bune, n-am zis că nu sunt și intenții bune, dar intențiile bune tot timpul vin cu ceva în spate. Dar pentru noi muritorii de rând, că despre asta vorbim, da. Marte în Săgetător este o perioadă foarte bună pentru a face următorul pas, pentru a evolua, pentru a studia, pentru a ne educa, pentru a călători, pentru a pleca din țară sau pentru a ne întoarce în țară. E o perioadă nemaipomenită pentru a găsi un nivel superior într-un anumit domeniu. Dar, din păcate, acest tranzit are și vulnerabilități. Cum ar fi? Că vom avea prejudecăți foarte tendențioase, vom fi foarte scrupuloși, răutăcioși, dreptatea o să ni se pare că este absolută, cumva nu vedem că și ceilalți au o dreptate, ni se pare că a noastră este absolută, când considerăm că așa e logic, domnule, și că așa trebuie să facă. Cu Marte în Săgetător acționăm pe repede înainte, că ni se cuvine, vom găsi așa un misecuvenism din acesta și nu înțelegem de unde, așa și pe dincolo. Cu Marte în Săgetător ne implicăm cu un exces de zel, acolo unde găsim motivație, acolo unde avem chef să facem lucrurile, da? Deci, cu alte cuvinte, e o perioadă care poate să ne ridice la un anumit nivel, iar când ne ridică la acel nivel, până ajungem să-l construim, până ajungem să-l procesăm de-a binelea, să începem să acționăm ca și cum, vezi, domnule, uite, am ajuns aici, tu ești acolo, nu mai ești bun, nu mai mi-ajung la nas, cum se zice, da? E un tranzit nemaipomenit pentru cei care vor să-și facă planuri de plecare. Dacă vreți să plecați din țară, asta este perioada nemaipomenită, să începeți să vă uitați de chirie, să vă începeți să vă uitați de acte, să începeți să întrebați ce trebuie să fac, cum să fac, ce să dreg. E o perioadă foarte bună pentru a vă întoarce în țară definitiv. Puteți și voi să fiți mai curioși, să aflați toate,
toate informațiile necesare, dar de asemenea e o perioadă nemaipomenită pentru a călători pe bune, adică pe bune de sărbători, de să vă duceți undeva unde nu ați mai fost până acum. E nevoie de evoluție, dragii mei. Și bineînțeles, Marte nu acționează așa frumos, drăguț, ci acționează pe repede înainte, pe grabă, pe furie, pe tensiune, că lui așa îi place să fie în tensiune, să aducă stres. Cei care vor fi cei mai afectați de acest, acest tranzit sunt cei cu marcaj de gemeni, fecioară, săgetător și pești. Toți care vă știți cu soarele, luna, mercur, venus, marte, ascendent sau unghiuri importante, iată, toți cei care aveți marcaj în aceste patru semne, finalul anului pentru voi s-ar putea să fie foarte presant și foarte, cum să vă spun, să vă creeze un stres suplimentar. Dar atenție, nu vi-l creează nimeni din exterior, vi-l creați voi, da? Că simțiți, aveți nevoia de cortizol să faceți lucrurile într-un fel. Teoretic, Marte în săgetător e o perioadă de optimism, e o perioadă de exuberanță, dar practic v-am spus, s-ar putea să ne și aventureze mai mult decât este cazul. De obicei, Marte în săgetător nu e bun practic așa în relații, pentru că ne face să ne uităm și după alte persoane. Și, cum să vă spun, pentru o clipită de neatenție putem risca să pierdem ceva, nu știu cum să vă spun, putem risca enorm. Pentru cei care, nu știu, și-au dorit foarte mult să înceapă o activitate sportivă, o perioadă nemaipomenită, pentru cei care doresc să învețe lucruri noi, eu v-aș recomanda să faceți cadouri oamenilor dragi, cursuri, studii, webinarii, ateliere, forme de educație. Da? Asta faceți cadouri. Lăsați bluzițele, lăsați cercei, lăsați cămășile, lăsați cravatele, lăsați-le pe astea, ci oferiți-le celorlalți un bilet de avion într-o țară unde să cunoască o altă cultură, o altă civilizație. Oferiți-le, iată, un curs, fie online, fie offline, de, nu știu, public speaking, de gândire sau de scriere creativă, nu știu. Imaginați-vă voi sau gândiți-vă voi ce și-ar dori ceilalți și cred că astea ar fi cele mai bune cadouri, să știți. Bun, în perioada aceasta 24 noiembrie 4 ianuarie, bineînțeles, Marte face câteva aspecte care trebuie menționate, unele primare și unele secundare, dar o să vedem așa. Ce trebuie să rețineți voi că exact pe 24 noiembrie, când Marte intră în săgetător, face o conjuncție cu Ceres. Ceres este un asteroid care are o componentă de negociere foarte importantă în povestea sa, dar tot timpul Ceres vine și cu pierdere și cu separări. Deci aici, la nivel mondial, toate aceste negocieri vor avea și un ecou important, dar se vor face și cu anumite doli, cu anumite separări, cu anumite suferințe. Știți cum este, ca să câștigi ceva, trebuie să pierzi, să fii dispus să pierzi puțin și da, Ceres are și această componentă de crizare, se crizează, adică nu, în loc să zică mersi că a câștigat ceva, o ia razna, da? Și trebuie să aveți grijă că e și foarte multă îngrijorare, foarte multă preocupare, da? Drobul de sare aici pe 24 noiembrie. Pe 25 noiembrie, din păcate, Marte face un careu cu Saturn din Pești. Nu-mi place acest aspect, că este destul de frustrant și ne aduce sentimentul de neputință. E sentimentul acela că orice am face, tot ghinionii suntem, tot se întâmplă lucruri rele și începem să ne îndoim de propria credință, dar și de alte credințe. Pe 4 decembrie, iată, Marte, da, face careul cu Lilith din Fecioară. Aici s-ar putea ca unele inițiative la nivel mondial, la nivel politic, să nu fie cele mai corecte, dar care de fapt să urmărească niște scopuri mult mai înalte și mult mai bune. Adică mult mai pacifiste. Pe urmă, pe 15 decembrie, Marte va face un trigon cu Chiron din Berbec, da? Un moment bun pentru a, cum să vă spun, e momentul acela în care o persoană tot stă să plânge, să plânge, să plânge, că ce îi se întâmplă, ce îi se întâmplă, da? Să plânge, să plânge, să plânge și la un moment dat îi zice cineva, ia mai termină. Sau persoana la un moment dat zice, stai mă puțin că mă plâng de 3 luni, dar eu n-am făcut nimic, eu doar mă plâng. E, cam asta face aspectul de aici, că fiind un aspect pe semne de foc, Marte în săgetător, Chiron în Berbec, ai frățică, cât mai stai aici, dă-i drumul, fii mai activ, fii mai curajos, trebuie să-ți găsești benzina interioară să treci odată, să-ți trăiești viața. Bun, pe 22 decembrie, când am făcut calendarul aspectelor importante, ăsta este un aspect care mi-a atras foarte mult atenția. Știți din ce cauză? Pentru că Marte face careu cu Juno. Cum vă sună asta? Vă spun eu, nu sună bine. Marte este băiatul lui Juno în mitologie, dacă țineți minte.
Juno cu Jupiter, Iunona, da, cu Jupiter, așa, și un băiat pe Marte, făcut la furie, că așa se întâmplă, da, e și zeul războiului. Și Juno are, Iunona are această componentă de negocieri la nivel politic înalt, da? Dar când face careu cu băiatul ei Marte, negocierile, știți cum, ne așezăm la masa negocierilor, dar ca să-ți forțez mâna, mai fac un atac, mai dau o decizie, mai o iau razna puțin ca să-ți forțez mâna. Da? Iar aici negocierile, să știți că nu vor fi deloc plăcute la nivel mondial. Pe urmă, pe 23 decembrie, pe urmă după ce a făcut, iată, careul cu Juno, cu asteroidul Juno, face un trigon cu nodul nord, dragii mei. Nodul nord, dacă țineți minte, este în berbec și face un sextil, bineînțeles, cu nodul sud din balanță. După ce ne-am forțat mâna pe 22, iată, pe 23 începem să zicem, hai să nu mai fim atât de răi, să fim și noi băieți mai buni. Și un alt aspect de care mi este foarte teamă, țin să vă spun, îl subliniez din nou, pe 29 decembrie, Marte face un careu cu Neptun. Știți cum este acest aspect? Să zicem că aici pe 15-22 decembrie am promis că fac ceva ca să ajungem, să zicem, la pace sau să ajungem la un alt nivel. E aici una dintre părți trădează cealaltă parte și o minte și o păcălește. Și mi-este teamă ca finalul anului să ne lase așa într-un sentiment din acesta, cum că suntem abandonați, nu știm de cine, nu știm cum, dar sfârșitul anului nu este unul foarte plăcut, la nivel mondial cel puțin, iar pentru noi cei de rând, mulți vor avea aceste revelații, cum că 2023 a fost un an cam mincinos, cum că ne-am lăsat păcăliți, ne-am lăsat influențați și că dacă tot mi se întâmplă, eu de ce să fiu corect? Ia să, data viitoare am și o grijă, eu de ce să fiu băiat bun, eu de ce să fiu fată bună, eu de ce să nu fac, uite, ăla face te chestii nasoale și nu pățește nimic, eu de ce să nu fac la fel? Problema este că dacă voi veți face așa ca ceilalți, s-ar putea voi să fiți pedepsiți. Trebuie să aveți foarte mare grijă ca la final de an, aici pe 29 decembrie, să nu promiteți mare acusarea, să nu vă implicați în scurtături din acestea, în chestiuni legale, să stați departe de toate persoanele care vă pot influența într-un mod negativ, fie profesional, fie relațional. Știți cum e aici, careul Marte-Neptun e bun pentru cei care sunt actori, e bun pentru cei care pictează, e bun pentru cei care sculptează, dar pentru noi oamenii de rând e tare prost acest aspect. Deci, după cum vedeți, Marte în săgetător va avea multe aspecte bune, dar are și câteva, le menționez pe cele de pe 22 decembrie și 29 decembrie. Aici tot ce ține de negocieri la nivel mondial și tot ce ține de decizii la nivelul nostru al muritorului de rând, trebuie să avem o mai mare atenție și mai mare grijă. Și după cum vă spuneam, cei care vă știți cu gemeni, fecioară, săgetător și pește în harta natală, urmează momente de stres, de tensiune, de furie, dar cumva mulți dintre noi doar atunci iau decizii, doar atunci trec la fapte și doar atunci își găsesc încrederea sau optimismul că se va întâmpla și ceva bun. Să vă priască recomandările mele și să ne auzim cu bine data viitoare!